Bun găsit, dragi prieteni, într-o seară cu totul special. Avem parte de cel mai tare meci din fotbalul românesc. 40 de titluri de campioană, multe orgolii, 10 de ani de istorie adunați sub două embleme. Steaua Dinamo este partida pe care vă propune în această seară Canal D în transmisiune directă. Pe stadionul Ghencea este liniștea dinaintea furtunii. Cele două echipe se pregătesc să iasă pe gazon. Steaua pornește acest meci cu moral excelent după victoria din Giulești, în timp ce Dinamo are liniștea și oarecum siguranța dată de cele 12 puncte în plus față de Steaua. Este un meci de 6 puncte, cum spun antrenorii celor două echipe, un succes al Stelei, iar încinge la maximum lupta pentru titlu. Steaua are înaintea acestei runde 12 puncte în spatele lui Dinamo, un succes ar apropia-o la 9, iar CFR Cluj este înaintea acestei partide la 7 puncte distanță față de Dinamo. Rapidul a câștigat la Pitești, astfel că ne așteaptă un final de campionat extrem de încins. Atmosferă superbă aici în Ghencea, unde stadionul este plin pentru cel mai așteptat meci al anului. Steaua Dinamo în tribună și de această dată, așa cum s-a întâmplat și săptămâna trecută, președintele Traian Băsescu, între spectatori, între suporterii veniți aici la stadionul Ghencea. Vremea este perfectă pentru fotbal. Atmosfera specială din Ghencea este dată și de inaugurarea unei tabele de marcaj de ultimă generație. 1.200.000 de dolari a plătit conducerea clubului din Ghencea pentru a avea o tabelă occidentală. Înainte de startul jocului au fost difuzate imagini cu victoria ale Stelei în campionat și în Liga Campionilor. O prezentare cu totul specială pentru primul meci al Stelei în Ghencea în 2007. Steaua nu a mai jucat aici din finalul anului trecut, de altfel nu a jucat pe acest stadion decât 5 meciuri în anul 2006. Revine după o pauză de 4 luni, pe 2 decembrie a fost ultima partidă disputată de Steaua pe propria arenă, un 3-1 cu Poli Timișoara. În cele 5 meciuri jucate de Steaua pe stadionul din Ghencea, echipa lui Cosmin Oloroiu a marcat cel puțin 3 goluri. Partida va fi condusă și de această dată de un arbitru din străinătate, tot un slovac, Vladimir Hrinac, un arbitru cu experiență. Iată 11-le de început al Stelei, cu Andrei Rădoi, Baciu, Petre Marin, Boștine, Bănel Nicoliță, Lovin Paraschiv, Elton, Badea și Tereo. Cele două echipe ies pe teren într-o atmosferă cu totul și cu totul specială pentru un meci cu totul și cu totul deosebit. Steaua Dinamo în etapa 25-a din Liga 1, ultimul meci al acestei runde. Practic, inclusiv această partidă, 10 runde până la finalul campionatului. Înaintea partidei, vă spuneam, CFR Cluj s-a apropiat la 7 puncte de Dinamo după succesul obținut ieri la Craiova. Dinamo vine aici în Ghencea, unde nu a mai câștigat din 1989. A fost un 0-3 în perioada în care Steaua era antrenată de Anghel Iordănescu, iar Dinamo de Mircea Lucescu, Mateuț Timofte și Cezar Zamfir au fost autorii golurilor. Cele două echipe sunt la mijlocul terenului. Vă spuneam, o brigadă de arbitri din Slovacia. V-am prezentat ceva mai devreme 11-le de început al Stelei. Mircea Rednic începe această partidă cu Lobonț în poartă, Pulhac, Moții, Mărgăritescu, Fernandez, Cătălin Munteanu, Claudiu Niculescu, Dănciulescu, Blei, Cristea și Radu Ștefan. Replice ale celor două galerii, Cosmin Oloroiu și Mircea Rednic, un duel extrem de interesant în această seară. Iată-l în imagine pe Vladimir Hrinac, un arbitru de 43 de ani. Ultimele meciuri importante conduse de Hrinac sunt Kazahstan-Serbia 2-1, o mare surpriză în preliminariile campionatului european. Se aleg cele două echipe, aleg terenul și mingea. Claudiu Niculescu și Mirel Rădoi, capitanii celor două echipe. Steaua, în echipament albastru-roșu, va ataca în prima repriză la poarta din stânga. Fiecare echipă va ataca la poarta în spatele căreia se află galeriile. Dinamoviștii încurajați aici pe stadionul Ghencea de 2000 de suporteri. Au fost o mulțime de discuții înaintea partidei. Au avut alocate peste 1200 de bilete suporterii dinamoviști. Au anunțat că vin 5000. A venit replica șefului
care au anunțat că nu vor permite niciunui spectator dinamovist în plus față de cei 1200 să intre pe stadionul Ghencea. Sunt 2000, s-a ajuns astăzi la o înțelegere. 1000 de reprezentanți ai forțelor de ordine. Stă să înceapă partida dintre Steaua și Dinamo. Echipa gazdă Steaua va avea lovitura de începere. După 4 luni, steliștii revin pe propriul teren. Vă spuneam, pe 2 decembrie a fost ultima partidă disputată de Steaua pe acest stadion. Este ziua de naștere a lui Elton, brazilianul venit aici în Ghencea, împlinește astăzi 21 de ani. Mirel Rădoi, cu multă experiență în aceste derbiuri, Steaua Dinamo. S-a dat lovitura de începere. Baciu și Rădoi sunt fundașii Stelei în centrul defensivei. Pănel Nicoliță este fundaș dreapta, iar Petre Marin fundaș stânga. Sigur, probabil știți problemele de lot pe care le are Cosmin Oloroiu înaintea acestei partide extrem de importante cu Dinamo. Primește Cătălin Munteanu, campion cu Steaua cu ani în urmă. Acum Blei. Cei mai avansați jucători dinamoviști sunt Niculescu și Dănciulescu. Centrarea lui Cătălin Munteanu, mingea ajunge la marginea careului selist. Se apără bine echipa lui Cosmin Oloroiu, astfel că dinamoviștii sunt nevoiți să scoate mingea în afara careului. Paraschiv pentru Elton, în dreapta TRO, apărarea avansată a dinamoviștilor. Jocul lăsat să continue de arbitrul slovac. Începe tare partida dintre Steaua și Dinamo, aici în Ghencea, ultima partidă din etapa 25-a. Se complică acolo, alunecă Fernandez și mingea este trimisă undeva în dreptul lui Moții, în defensiva dinamovistă. Primește pe partea dreaptă, Bănel Nicoliță reușește să treacă de Pulhac. Acum Paraschiv în stânga, era demarcat Elton. Pasă pentru Bănel Nicoliță, intră în careu, Vali Badea, poziție bună, Badea primește, șut pe jos, respinge Moții, Boștină la marginea careului. Câștigă dinamoviștii acum prin Fernandez, să notăm în minutul 5 cea mai mare ocazie a meciului. Se demarcă în partea stângă Claudiu Niculescu, lângă el este Baciu, niciun dinamovist în careu. Claudiu Niculescu nu are multe alte variante, obligații se întoarcă, preferă pasa cu călcăiul, dar mingea iese în afara terenului de joc. Torțe în galeria Stelei, torțe roșii-albastre pentru partida Steaua-Dinamo, atmosferă incendiară în timp ce noi revedem reluarea primei ocazii importante a acestei partide. Șutul lui Vali Badea blocat de Moții, faza s-a încheiat apoi fără ca steliștii să mai poată trimite spre poartă. Dinamoviștii sunt cei care aruncă de la margine. A început tare partida dintre Dinamo și Steaua, se încinge atmosfera în tribune. Se aude din nou fluierul arbitrului slovac. A fost faultul lui Paraschiv. Cristea se demarcă Dănciulescu. În partea dreaptă, complet liber, Cătălin Munteanu. O intrare prin alunecare. Primește acum fotbalistul care are în palmares două titluri de campion cu Steaua. Învăluie play. Șutul lui Cătălin Munteanu. Gol! Cătălin Munteanu la primul șut al lui Dinamo pe spațiul porții. Gol fantastic reușit de Cătălin Munteanu, care a marcat pentru Dinamo și golul victoriei din partida cu Jiul și unicul gol din dubla cu Benfica. Cine dă lovitura aici în Ghencea? Cătălin Munteanu, fotbalist care a debutat la 18 ani și jumătate pentru Steaua. La 18 ani a debutat în echipa națională, a marcat pentru Steaua goluri importante în Cupa UEFA și preliminariile Ligii Campionilor, gol cu Bastia, gol cu CSKA Sofia și unul dintre cele mai frumoase goluri din campionat marcate aici în debutul partidei cu Steaua. Vă reamintesc, Dinamo n-a mai câștigat în Ghencea din 1989. Fantastic șutul lui Cătălin Munteanu. Ce meci vom avea în această seară? Oaspeții conduc în Ghencea cu 1-0. Vă spuneam, Dinamo, o singură înfrângere în acest campionat, cea de la Cluj cu CFR-ul, a fost 2-1 atunci. Acum dinamoviștii reușesc să deschidă scorul la primul șut pe spațiul porții. Două goluri marcate de Zicu și Bălțoi, niciunul dintre aceștia nu mai este acum la Dinamo. Din nou pericol în fața porții lui Andrei. Minge respinsă spre Claudiu Niculescu. Atacantul dinamovist n-a reușit să rețină mingea. În careul Stelei sunt Niculescu și Dănciulescu. Respinge Baciu. Tereo deviază cu capul până la Boștină. Se demarcă vârfurile steliștilor. Acum nu este offside. Minge spre Tereo. Respinge cu capul Radu Ștefan. Poate cea mai plăcută surpriză a acestui campionat. Este un jucător rezut pe gazon.
iată încă o reluare a golului fantastic marcat de Cătălin Munteanu, un șut de la 25 de metri, bucuria lui Bogdan Lobonț, fotbalist care are în palmares 4 titluri de campion cu 3 echipe. Merită să revedem acest gol de toată frumusețea reușit de Cătălin Munteanu, fotbalist care în iarnă a fost gata să părăsească pe Dinamo pentru Rapid. De metri în fața porții lui Lobonț. Pentru Bănel Nicoliță, mingea rămâne în joc, scoate Bănel Nicoliță pentru Paraschiv, centrarea lui Paraschiv, respinge Radu Ștefan. Acolo este Badea, din nou Radu Ștefan. Cristea a încercat un stop la marginea careului, a degajat Pulhac, acum din nou Baciu. Arbitraj discret până acum al slovacului Hrinac. Jocul continuă, minge ridicată de Bănel Nicoliță, în care sunt doi jucători ai Stelei. Elton este în poziție bună, Play ratează intervenția, Elton la minge, șut pe jos, apără Lobonț. Elton a preferat șutul direct pe poartă, experiența lui Lobonț și a spus cuvântul, n-a lăsat complet liber colțul apropiat, a stat în așa fel încât să poată respinge, dar să poată ieși și pentru o centrare. Centrare. Acum galeria Stelei este cea care își încurajează favoriții. Momente bune ale Stelei, determinate de două faze create de Bănel Nicoliță. Petre Marin, Margaritescu, Cătălin Munteanu, în duel cu Petre Marin. Petre Marin a jucat la 4 echipe din capitală, dar nu a jucat la Dinamo, Steaua, FC Național, Rapid și Sportul Studențesc în prima parte a carierei sale. Boștină, pressingul dinamoviștilor. Petre Marin trimite la bătaie pentru Vali Badea. Moții a respins în afara terenului. Un gol marcat de Moții pentru Dizul. N-are cu cine juca, numai Vali Badea este undeva la marginea careului. Elton în stânga este Boștină. Petre Marin. Steliștii așează cu Migala acest atac, dar echipa lui Mircea Rednic se apără foarte bine. Pasa lui Elton pentru Vali Badea. Lovin schimbă jocul bine în partea dreaptă la Bănel Nicoliță, întâmpinat de Pulhac. Acum sunt doi jucători ai Stelei în care Dinamovici. Paraschiv ratează cea mai mare ocazie a Stelei. Paraschiv în fața porții, o simplă deviere l-ar fi pus în mare dificultate pe Bogdan Lobonț. Paraschiv nu a mai ajuns la minge, steliștii au cerut corner. Pentru Play, dintr-o bucată Cătălin Munteanu, acum Fernandez. Întoarce Fernandez, se complică, intervine brazilianul Elton. Jocul continuă, arbitrul slovac aproape de fază. Centrarea lui Play spre Claudiu Niculescu. Minge prea înaltă pentru atacantul dinamovist. Cotidianul ProSport a pregătit astăzi un supliment dedicat acestei partide. Steaua Dinamo. Mai înalți jucătorii Stelei vin acolo. Baciu, Lovin, sunt evident Tereo și Vali Badea. Boștină rămâne în afara careului. Cel mai avansat jucător dinamovist la această fază rămâne francezul Fernandez. Corner scurt. Revine mingea la Elton. Centrare. Iese Lobonț și reține din fața lui Paraschiv. Execută repede Lobonț până la Fernandez. Se retrag steliștii. Vine Boștină în centrul defensivei pentru că au rămas avansați Baciu și Lovin. Superioritatea dinamoviștilor. În partea dreaptă sunt Tănciulescu și Cristea. Centrarea lui Cătălin Munteanu pentru Tănciulescu, foarte de gol! Ce goluri dau dinamoviștii aici în Ghencea! Și cine sunt marcatorii? Doi foști steliști! A marcat Cătălin Munteanu, iar acum Tănciulescu! Suporterii dinamoviști iau foc, centrare Claudiu, Cătălin Munteanu, gol Tănciulescu, o foarfecă fantastică! Părea pierdută mingea, balonul a depășit pe Tănciulescu, dar foarfeca sa îl lasă fără replică pe portarul Andrei. Merită să revedem de nenumărate ori acest gol absolut superb marcat de Ionel Tănciulescu.
S-a dus în dreptul galeriei și le-a arătat numele în dreptul galeriei Dinamo Vistei. Erau voci nemulțumite de evoluția din ultima perioadă a lui Dănciulescu, care n-a mai marcat de mult un gol pentru Dinamo din victoria obținută de echipa din Șosteaua Ștefan cel Mare în deplasare la Târgu Jiu. De atunci n-a mai marcat Dănciulescu, al 11-lea gol reușit de Dănciulescu în actualul campionat. Ce început de meci pentru Dinamo! Cred că a șutat de două ori pe spațiul porții și a marcat două goluri, dar ce goluri! A exploatat de fiecare dată perfect fiecare acțiune de atac echipa lui Mircea Rednic. 0-2, Steaua Dinamo, minutul 24. La ultima partidă dintre cele două echipe, Steaua conducea după 20 de minute cu 2-0. S-a terminat 2-2. Acum Dinamo conduce cu 2-0, presează, reușește să câștige acum la marginea careului advers prin Mărgăritescu. În fața sa este Petre Marin, lângă el Cristea, învăluie Fernandez. Dinamoviștii nu se grăbesc. Joacă evident dezinvolt, conduc cu 2-0, centrare pentru Claudiu Niculescu, execuție greșită pe care o recunoaște Andrei Mărgăritescu. Casete încuite, ziduri glătuite. Dinamo, vă spuneam, Steaua nu a mai pierdut în Ghencea în campionat din octombrie 2005. Dinamo conduce cu 2-0, vă reamintesc, 1989 este anul în care Dinamo a câștigat ultima dată aici în Ghencea în campionat. Claudiu Niculescu face mingea pentru piciorul stâng, jutează pe deasupra porții. Este primul meci din 2007 în care Dinamo înscrie două goluri. Ce foarfecă al lui Dănciulescu! Doi steliști au contribuție decisivă la golurile marcate de Dinamo în Ghencea. A centrat Cătălin Munteanu și a marcat Dănciulescu. Reamintesc Goian, Stancu, Gigel Coman, Ovidiu Petre, Chionea, Oprița și Chică. Steaua nu se regăsește până acum. A avut două ocazii de gol, dar dinamoviștii au marcat de fiecare dată când s-au apropiat de poarta lui Andrei. Claudiu Niculescu primește de la Cristea, din nou Cristea, marginea careului Dănciulescu, pentru el această minge nu este gol, nu este gol, pentru că de la margine a fost o semnalizare a unei poziții de offside în care se afla atacantul dinamovist. Vom revedea faza și ne vom edifica dacă decizia arbitrilor a fost justificată. Centrarea însă a fost perfectă pentru Ionel Dănciulescu, autorul celui de-al doilea gol din această partidă. Pe jumătate de teren faultează, da, iată reluarea. E, aici nu cred că a fost offside. Nu cred că a fost offside. Din ce am văzut, Dănciulescu era pe linie, iar semnalizarea asistentului s-a făcut oricum foarte târziu. Vom mai vedea reluarea fazei din care Dănciulescu a reușit să înscrie, dar golul a fost anulat. Steaua este condusă în continuare de Dinamo aici cu 2-0. Am intrat în minutul 28. Meci excelent aici în Ghencea. Steliștii au avut două ocazii de gol. Vali Badea nu reușește să ciupească această linge care l-a depășit pe Radu Ștefan. Da, iată încă o dată reluarea poziției în care se afla Dănciulescu. În opinia mea nu este offside. Iată când ridică arbitrul slovac Vanion, ați văzut în partea de jos a ecranului. Claudiu Niculescu și Cătălin Munteanu în apropierea balonului. Sunt 25 de metri distanță față de poarta apărată de Andrei. Șutul lui Claudiu Niculescu blocat. A trimis în zid, acum Bănel Nicoliță, picior ridicat prea sus de emoții. A fost pasa lui Elton, încă nu-și găsește locul micuțul fotbalist brazilian în echipa Stelei, în angrenajul Stelei. Centrare blocată de Rădoi în fața lui Pulhac. Încă o dată vine Rădoi din fundașul dinamovist, mingea a ieșit în afara terenului, fac o lopaciu.
Pasă pentru Cristea, stopul pentru Claudiu Niculescu, lângă el Mirel Rădoi, fluier arbitru Sovaco, nouă lovitură liberă pentru Dinamo. Câștigat în meci de plasare din 21 octombrie. Iată distanța exactă, 29 de metri față de poarta apărată de Andrei. Claudiu Niculescu se pregătește să execute. Niculescu a marcat pentru Dinamo 8 goluri în acest campionat. Dănciulescu l-a reușit pe al 11-lea. Cătălin Munteanu pe al 4-lea pentru Dinamo în actualul sezon. Zidul este în poziție regulamentară. Claudiu Niculescu, gol! Ce seară prinde Dinamo aici în Grecia! Este 3-0 în minutul 33. Este incredibil! Prima partidă din acest campionat în care Steaua primește 3 goluri și o face chiar în Grecia și în fața marii rivale. Înscrie din nou, a făcut-o și în partida de la Timișoara cu Poli. Încă o dată în reluare, golul marcat de Claudiu Niculescu direct din lovitură liberă. Este Steaua Dinamo 0-3. Liniște pe stadionul Ghencea. Sigur, mai puțin cei 2000 de suporteri dinamoviști. Cine oare își imagina așa ceva? După ce Dinamo nu a reușit să câștige în 2007 decât o singură partidă și are 4 rezultate de egalitate, conduce acum pe Steaua Ghencea în minutul 33 cu 3-0. Gol marcat de Claudiu Niculescu, al 9-lea pentru atacantul dinamovist în acest campionat. Pentru Elton, mult mai puternic play, reușește să câștige duelul cu micuțul fotbalist brazilian. Ultimele 10 minute ale primei reprize, dinamoviștii au speculat de fiecare dată ocaziile de gol. Tabela inaugurată în această seară indică Steaua Dinamo 0-3. Bogdan Careului, dinamoviștii joacă acum cu aceeași dezinvoltură dată în primul rând de cele 3 goluri marcate până acum. Centrare pentru Niculescu, minge întoarce, Dănciulescu încearcă din nou foarte, mingea trece pe lângă poartă. Placofix, un produs de bază pentru... Șutează Boștină exact în brațele portarului Bogdan Lobonț. A fost un șut plasat, dar nu suficient pentru a-l pune în dificultate pe portarul echipei naționale Bogdan Lobonț. Claudiu Niculescu a jucat 4 ani la Universitatea Craiova, este în al 6-lea sezon cu Dinamo și înscrie al 4-lea gol în deplasare pentru echipa lui Mircea Rednic. Balonul oprit la mijlocul terenului, poziție bună pentru Elton în partea stângă. Play a fost surprins la mijlocul terenului, preluarea lui Elton în fața lui Lobonț, respinge Lobonț, poarta este goală, minge trimisă spre colțul lung, bara! Bara lui Tereo, faza nu s-a încheiat. Primește Boștină, în careu sunt Vali Badea, Elton și Tereo, centrarea lui Bănea Nicoliță, minge deviată de Badea. Lovin, presiune la poarta lui Bogdan Lobonț, play! Preluarea lui Play nu degajează fotbalistul de culoare decât acum într-o zonă în care nu se află niciun jucător al lui Dinamo. Totul a plecat de la faza creată de Elton. E adevărat, a profitat de spațiul pe care l-a avut pentru că Play a rămas undeva la mijlocul terenului. Steliștii sunt cei care vor repune mingea în joc. Suntem în minutul 38. Steaua Dinamo 0-3 în reluare, lovitura liberă în care Claudiu Niculescu a mărit avantajul și faza lui Elton în fața porții lui Lobonț, bară în contul Stelei, a fost centrarea lui Tereo, încă o dată ocazia Stelei. Dintr-o bucată a trimis francezul, dacă mingea era pe spațiul porții,
Ar fi fost ori gol, ori un penalti și o eliminare de reacția fundașilor dinamoviști. Dinamo justificată după o partidă până acum perfectă pentru echipa lui Mircea Rednic. Probleme cu suporterii undeva la tribuna 1, tensiune mare în tribuna stadionului din Ghencea. Echipa favorită a steliștilor este condusă de Dinamo cu 3-0. Se demarcă în centru Claudiu Niculescu, îl susține Dănciulescu, preluarea lui Cristea în fața porții. Cristea apără Andrei! Ce ocazie au avut dinamoviștii cu 5 minute înainte de finalul primei reprize! Iată reluarea, portarul Andrei își salvează echipa, va fi lovitură de la colț pentru Dinamo. A fost cel mai bun șut al lui Cristea. Revedem ocazia ratată de mijlocașul dinamovist, un șut pe jos și reflexul portarului brazilian face ca scorul să rămână Steaua Dinamo 0-3. Sunt 4 jucători dinamoviști în careul Stelei și întreaga echipa lui Olăroiu, cu excepția lui Elton. Minge bătută la colțul scurt, respinge de acolo Paraschiv. Bulha, Boștină, același Paraschiv, trimite la bătaie spre mijlocul terenului. Se aude fluierul arbitrului slovac. Mai puțin de 5 minute până la pauză. 3 goluri superbe aici pe stadionul din Ghencea. Pentru telespectatorii neutri, cu siguranță este un spectacol mai mult decât agreabil. Ce să mai spunem de dinamoviști? Reușește să obțină o aruncare de la margine francezul Cyril Terreau, a deschis scorul în întâmpinat de Cristea. Elton, nou Petre Marin, schimbă jocul pentru Boștină, în careu sunt 3 jucători ai Stelei. A venit acolo și Paraschiv, centrare pentru Terreau, minge deviată pe spate pentru Elton, preluare în careu, Elton, Terreau, scoate de pe linia porții Fernandez, ba nu, era Radu Ștefan. Radu Ștefan îi salvează pe dinamoviști de la un gol ca și făcut. Poate cea mai frumoasă acțiune de atac a Stelei. Nu s-a încheiat, centrează Petre Marin. Steliștii cer hands la această centrare. Arbitru slovac lasă jocul să continue. Pentru prima dată în această partidă, Steaua pune presiune de minute bune în fața porții lui Bogdan Lobon și Radu Ștefan a scos de pe linia porții. Boștină. Acum Paraschiv apare în partea stângă. Primește Petre Marin. Paraschiv, la marginea careului, Vali Badea și cu Terreau. Francezul a deviat, șutul lui Lovin, fără preluare, mult pe deasupra porții. Iată reluarea celei mai importante ocazii a Stelei, de pe linia porții, scoate Radu Ștefan, Lobos era bătut. Încă o dată în reluare, ocazia Stelei. Radu Ștefan acoperă zona lăsată liberă de Bogdan Lobos. Ultimele minute ale acestei prime reprize. În continuare, avantaj pentru Dinamo aici în Ghencea. Pentru formația lui Răzvan Lucescu, din nou Elton. Fenta lui Elton pe lângă Moții, intră în careu, încă un dribling, șutul lui Vali Badea, rata! Ce ocazie ratează Vali Badea după o cursă superbă a brazilianului Elton. Începe să iasă în evidență micuțul brazilian. Paraschiv este în poziție bună în partea stângă. Dinamoviștii dominați în finalul primei reprize. Am intrat în ultimul minut, nu s-au arătat de la margine minutele de prelungire. Petre Marin pentru Vali Badea, lângă el este Moții. Paraschiv evită intrarea prin alunecarea lui Cristea, centrare spre colțul lung. Vinge respinsă de acolo de Pulhac. 2 minute s-au arătat de la margine. Continuă presiunea Stelei. Cornel Nicoliță în spate pentru Mirel Rădoi. Acum Elton, zonă bună de acțiune pentru brazilian. Deviere, Paraschiv în careu pentru Terreau. Prea lung și-a făcut această minge fotbalistul francez. Balonul rămâne în suprafața de joc. Degajează Pulhac pentru Dănciulescu. Șanse minime pentru atacantul dinamovist în luptă cu Mirel Rădoi, mai bine plasat. Am intrat în prelungiri, vă spuneam, 2 minute au fost arătate de la margine. Dese schimburi de locuri între fotbaliștii Stelei, a lui Andrei. Paraschiv îl găsește bine la mijlocul terenului pe Elton, în dreapta este Boștină. Primul dribling al brazilianului, în stânga este Terreau, în centru Vali Badea, pasă pentru Terreau, poziție regulamentară a francezului, centrare. Este Boștină, fenta lui Boștină, șutul lui Lovin.
fotbaliștii parcă s-au oferit să șuteze. Intervenția lui Lobot a făcut ca dinamoviștii să scape din nou fără gol. Finalul de repriză aparține Stelei. Din nou o fază gândită bine de brazilianul Elton. Ce păcat că se termină această repriză. Fotbal superb aici în Ghencea. Minutul 46, minutul ultimei ratări. Rămâneți alături de Canal D. În pauza meciului veți afla întrebarea la care trebuie să răspundeți prin SMS pentru a câștiga o nouă excursie pentru două persoane la derbiul italian Lazio-Roma. Rămâneți alături de Canal D în câteva clipe. Întrebarea, vom reveni apoi în direct pe stadionul din Ghencea. Revedem intervenția lui Lobonț la șutul lui Lobonț. Rămâneți alături de noi. Dragi prieteni, în transmisiune directă pe stadionul Ghencea, în câteva clipe va începe repriza a doua, moment în care Cosmin Olăroiu face două schimbări. Intră Ochi Roșii și Cristocea. Iată-l pe Vasilică Cristocea. În partea stângă va juca Răzvan Ochi Roșii, fotbalistul care a dus victoria Stelei în Giulești în minutul 84. În imagine, tânărul fotbalist al Stelei, 18 ani, s-a reluat partida. Aici în Ghencea, după primele 45 de minute, Dinamo conduce cu 3-0. Două schimbări făcute de Cosmin Olăroiu, care riscă totul. Prime reprize. Stadion plin aici în Ghencea, 2000 de suporteri dinamoviști, cărora probabil nu le vine să creadă că echipa lor favorită conduce cu 3-0. După ce dinamoviștii au avut 4 rezultate consecutive de egalitate în campionat. Este Elton, început mai slab pentru micuțul jucător brazilian. Pe finalul jocului, principalele ocazii ale Stelei au plecat de la brazilianul Elton. Primește acum Cristocea față în față cu Blei. Reușește să intre în careu. Centrare la prima bară. Mingea rămâne în teren. Gol! În care scrie Steaua și o face și Vali Badea. A marcat și anul trecut împotriva lui Dinamo pe când juca la Vaslui, o face și acum. A fost acțiunea lui Ochi Roșii și a lui Cristocea. De la Ochi Roșii a plecat golul marcat de Steaua în primul minut al reprizei secunde. Replica dinamoviștilor, Cristea. La mijlocul terenului, Mărgăritescu, șutul lui Mărgăritescu, pe deasupra porții, Vali Badea, scrie al 8-lea gol.